Indemnizația pentru creșterea copilului de 75% din media salariilor pe ultimul an, restricționată însă la 3.400 de lei de guvernul Boc, ar putea fi reîntregită, urmând să ajungă din nou la 85% din media salariilor pe ultimele 12 luni. Mămicile spun că și așa indemnizația nu le va ajunge pentru că statul român nu îi încurajează suficient pe viitorii părinți să mai facă copii. Este foarte greu. Este greu, toate sunt scumpe, oamenii nu au bani, creșterea unui copil implică foarte multe, lucrurile pentru copii sunt de asemenea scumpe, sunt mai scumpe decât pentru adulți. Trebuie că mulți ani pentru Pampers și pentru copii, dă, nu pentru noi efectiv, trebuie să cheltuim pe copii. Multe cheltuiere. Premierul Mihai Răzvan Ungureanu a participat miercuri la reuniunea Comisiei Naționale pentru Populație și Dezvoltare. La finalul reuniunii, ministrul Muncii a susținut că guvernul a luat act cu îngrijorare de datele preliminare ale recensământului de anul trecut, date care indică scăderea natalității și îmbătrânirea populației. Drept urmare, urmează să fie elaborată o strategie demografică a României cu termen până în 2050.